așteptăm de mult să putem spune asta. Pe cai că se filmează. Ne aflăm pe drumuri de munte împreună cu Ioana Socaciu și colegii noștri dragi, Aurel Tămaș de la departamentul Minuni și Cipriana Rom de la departamentul Știri. La Plăcinte înainte, de război nici nu vrem să auzim. Suntem însă curioși să auzim povestea locului în care ne aflăm. Ciprian, te rugăm să-ți faci munca de reporter și să afli mai multe pentru telespectatorii noștri. Bun, să ne spuneți unde ne aflăm aici, pentru că e un defilău care arată absolut superb. Tu aduce a României. În primul rând vreau să vă spun că suntem în Mărișel, la 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca. Și locația în care ne găsim se numește Țicla Gavrii. Este un obiectiv turistic foarte important pentru zonă și unde aducem în general toți turiștii care ne vizitează. Acest defileu se numește Valea Răcătăului și este o rezervație naturală de urs. Dacă o să mergem mai jos, circa 50 de metri, o să vedeți pe toată întinderea niște stânci unde nu ajunge nici picior de om. Aici naște ursoaica, pui, aici au burlogo, aici hibernează pe timp de iarnă. Acum și primăvara începe să-și facă ieșirea. Eu sper să nu fiu atât de norocoși încât să dăm pe ursoaică cu pui. Ziua nu prea se întâmplă, noaptea mai auzi câteodată că iasă și dă târcoale și mai ia câte o băcuță de pe undeva, un bisel. Vă rog să mă urmați. Vă urmăm, sper să nu ne accidentăm. Unul mai puțin la vasă. Am venit mai mult, adică dacă pe vine aici numai o parașută. Da, că zici aici e numai o parașută. Da, una de aia de 18 ani. A, vedeți, băi, amicu? Știți voi acu-i cetrile astea? Nu știți acu-i cetrile astea? Astea, cetrile lui unchiul meu, care a fost stră nepotul lui Zamoschi ăla. Cum îl cheamă pe ăla, mă? Zamoschi. Așa îl cheamă. Aici zice că e împărăția lui. Care cine a fost ăla, de fapt? Vărul lui, strănepotul lui Tutankhamon. Mă întreabă izvorale, de ce mi-e cânt doruri? Și-n codrui verde frunza, măi, fie vară, fie toamnă, dorul în suflet se poartă. De stâng
câinele care îl trată cu câinele lui stră, moșul lui Zamos. Nu, nimeni n-a mai găsit ciupe. Eu cred că asta e otrăvitor. La prima strofă a fost, cum îți cheamă, vezi? Cu mâna, dar eu cred că e otrăvitor asta, mă. Nu e otrăvitor, pot să o iei. Nu iau de acolo, lasă, că vedem noi după aia. Dar nu poți să o scot din rădăcină. Ce nu poți? Ai de mie și de mie, sau are rădăcini de la bătrâne. Ce nu poți? Poți. Nu, nu-i dragul pe Vali, ți-o îngheță. Ți-o îngheța mâinile, dragă. Nu îngheța, ne-o îngheța și tocurile, stai liniștit. O, ce frumoase tinele, așa ca noi. Așa e ca mine. Da, cuprindu-ți comatus, într-adevăr. Încă nu m-am pic s-o negrit la buza pălăriei jos. Putem face ceva să și văd, practic, striațiile de pe cuticulă, tot așa, mamelonate, că nu-i acirelul, ca să ne mai completeze poveștile. Lamelele, deja un pic maronii, cu ușor partea albă de la bază. Și picior, așa cum vă spuneam, exact perpendicular în zona mamelonului. Merge exact drept și este foarte fibros. Uitați și vede cum se desprinde. Și arată ca o floare după ce a desprins. Are un pigment negru maroniu, care într-adevăr de obicei negrește, dar fiind tinere, ok. Astea se pot consuma și fără alcool. Știi ce vreau să te întreb? Dacă sunt din aceeași clasă ca și cele... Ce? Nu. Ăsta sunt Coprinus comatus, și am avut înainte la Coprinus atamentarius. Doar că seamănă ca dimensiune acum că sunt tinere. Uh-huh. Dacă îți amintești, cuticula era, asta e și brăzdată de scoame, da. Se și vede, și în mod normal dimensiunea pălăriei și partea neagră de jos este o parte determinantă, diferența dintre Coprinus comatus și atamentarius. Foarte gustoasă, dar atenție a nu se consuma cu alcool. Acestea fiind spuse, la drum, că destul am zăbovit. Se face seară și ordinea de zi e stufoasă tare. Ajungem la hanul unde am tras. Mulțumim de pe acum gazdelor pentru ajutor. Îl vedem în câteva momente și pe Big Boletus la lucru. Dar a venit vremea să-l auzim și pe Aurel Tămaș cu o cântare. Din Apuseni, din răsărit mă trag de pe aceste dealuri transilvane, unde strămoșii noștri umblau până univers în zilele de sărbătoare în Sumanie. Dar mă, că suntem la Mărișel. Sus la crâșmă în dealul mare, de trei zile mă, sunt soborul mă. De trei zile beau și am măi copile, dorul greu și jalea-i multă. Și tot când și dumneata, părinte, Dumnezeu să-ți fie harul, să mai poți ce chip saltirea și să poți doli păharul. Că noi vrem de Vali, umflel zmei. Bem mai pleșa ca la nuntă, cea din Cana Galilei.
dragul mii, pădurea vara și doina cântată, sara. Alături cu preanchinii măi, la marginea pădurii măi, să beau vin, să mânc ciuperci măi, la valii să nu te-nveți măi, să să mânci tu perci, măi, la fichele-am să nu te înveți, măi. Să bea vin cu nintă creață, s-adon cu mocan ca-n brață. Să bei vin cu nintă creață, s-adon cu român cra-n brață. Am apă pentru orchestră și pentru cei de la Big Boletus. Lasă peu și să-mi petrec, măi, că zânele iute trec, mă. Lasă peu și să-mi petrec, măi, că zânele iute trec, mă. Trece azi și trece mâine, și rămân tăte de tine. Ca așa trec și zilele, măi, apoi cum trec și ciupercile, măi. Big Bali. Mulțumesc, Big Tămaș, Între timp s-au pus la ceau în ceapa și niște ardei gras. Înainte să se ardă, vine Big Boletus cu niște ciuperci scoase de la gheață. Așa cum vedeți, dragi prieteni, facem o ciulama de ciuperci, un pic mai combinată de această dată, pentru că am pus și ardei, am călit ceapă multă, că suntem și noi mulți, am pregătit ribi, bineînțeles de la Viorel, de aici de sus din Mărișel, așa, și pleurutul stratus cu alți ribi. Facem o combinație, la sfârșit o să folosim calocibe gambosa, exact buletele de spin pe care l-am găsit. Și acum, ca să nu mi s-ardă ceapa, trebuie să le bag în ceau în ciupercuțele. Așa. Și amestecăm, nu? Amestecăm vârtos, să vadă și pe Viorel cum mulțește. Acum avem noroc că ciupercile, fiind bine hidratate, lasă mai multă apă și să fie un gust senzațional. Tot ce e făcut la ceaun și la lemn este de vis. După ce punem, după ce încep ciupercile să mai lasă din apă, o să punem smântâna sau așa cum se zice, roșchiorul ăla gros de la vacă, pătrunjel și un pic de usturoi, luăm de pe foc și facem balmoșul. Balmoș cu gintiț, așa cum se face și la Mărișel. Și o să mai vedeți multe cele, că o să pregătim și cuptorul de pită, ciolanele și multe alte cele. 15 minute au stat la fiert ciupercile și când s-a făcut vremea, am luat ceaunul de pe foc, am adăugat groșciorul, bureții de spin culeși mai devreme, sare, piper, usturoi și pătrunjel. După ce se pătrund ultimele ingrediente, putem servi masa. Dar mai avem nițel de lucru. Ciprian învață să facă un balmoș de la gazda noastră. La dumneavoastră, care e rețeta secretă? Ingredientul secret e dragostea cu care faci. Și mai ales că faceți în familie. Da. La voi e Ioana?
Care e secretul acolo? La fel cum a spus și doamna Pleșa, dacă pui dragoste în orice, eu zic că imposibil să nu iasă bun. Și copiii ies frumoși când e dragoste. Așa e, vă dau dreptate aici. E la fel de multă dragoste ca și aici? Sau? Păi mult mai multă dragoste, zic eu, dar dacă pui câtă dragoste pui la un bal, moș, eu zic că imposibil să nu iasă. Doamna Pleșa, hai să mai amestecăm până se pute toată mâncarea.